mare care e în proiect și a fost mai apropiată, e aici doamna Luminița Bălălău, care este proiect manager și colegii mei. Deci vreau să spun la început numai câteva cuvinte ca să intrăm în tematică, dar să vedem și puțin holistic această problematică. Și încep cu viziune. De fapt, e foarte importantă componenta subiectivă în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Pe lângă datele tehnice, pe lângă structura interinstituțională, eu zic că trebuie să o faci cu pasiune. Cu pasiune, să fii devotat, să crezi în această concepție. Și iată ne-a lovit această pandemie, dar eu cred că e un moment prielnic pentru a ne face nou inventarul propriu. Da? Fiecare cetățean să-și facă inventarul propriu. Cam ce facem noi cu viața noastră? Pentru că avem 17 obiective. A fost adoptat de toate țările din lume, da, în 2015. N-a spus nimeni că nu e. Ce? Spune cineva că ar dori să nu aibă o viață fără sărăcie, fără foamete, da, cu educație și sănătate la nivel calitativ care să ne asigură o viață mai sănătoasă, o viață mai bună, o educație mai adecvată și putem să continuăm cu toate cele 17. Cum o facem? Aceasta este provocarea care noi, eu, colegii mei, ne-am pus-o, nu de azi, de ieri. Deci din anul 2014 am înființat o subcomisie la Parlament, avem prima declarația Parlamentului politic, pentru că trebuie să ai sprijin politic. Fără sprijin politic, nu poți să implementezi Agenda 2030. Am avut acest sprijin politic de la Parlament, fără niciun vot împotrivă, fără nicio abținere, în 2016. Am înființat acest departament în 2017. Avem o nouă strategie, da? Avem, sper că foarte mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți. Avem o nouă strategie. Cum o implementăm? Una. Trebuie o relație interinstituțională care să funcționeze. Altfel, ținem conferințe, ne simțim bine, dar după aceea nu se prea întâmplă nimic. Cum o instituționalizăm? În capitolul 3 al strategiei spune clar, Comitet Interdepartamental, Guvernul României, sper să avem cât de curând a doua întâlnire, dăm raport la Parlament. Va fi primul raport cum stăm cu dezvoltarea durabilă în România. Primul raport la Parlament. E în strategie această obligație a guvernului. Deci Comitet Interdepartamental, Guvern, să vedem în fiecare an, analizăm de două, trei ori ce avem de făcut la nivel interinstituțional. Doi, un consiliu consultativ format din înțelepții neamului. Îmi place să folosesc această sau eminențele cenușii în dezvoltarea durabilă, da? 34 de oameni, nu întâmplător, 17 ori 2 fac 34. Încercăm să avem câte 2 oameni la fiecare ODD. Înființăm cât de curând, suntem deja pe țeavă, cum s-ar spune, avem hotărârea de guvern, procedura tot, sper să avem cât de curând Consiliul Consultativ, care va trebui să aprobe indicatorii și mai ales indicatorii care îi vom face, pentru că acum avem această broșură. Cum stăm în momentul de față? 60 de ținte conform strategiei, că apar aceste ținte în strategie. 98 de indicatori, da? Foarte bine. Cum mergem mai departe? Plan de acțiune, o să vorbească colega mea, Ștefania Deac, mai mult despre planul de acțiune. Și dumneavoastră cu toții puteți fi și sunteți parteneri, pentru că nu întâmplător, și sper că avem cât mai mulți din nucleul acesta de experți, da, în diferitele instituții, am înființat un nucleu la nivelul instituțiilor, experți care să ne ajute. Apropo, avem și o nouă meserie în România, expert în dezvoltare durabilă. Am finalizat toate procedurile, standardul ocupațional și vom avea o altă întâlnire pe
această temă săptămâna viitoare, cum reușim să sensibilizăm piața forței de muncă că e nevoie de experți în dezvoltare durabilă. Avem acum, tot datorită acestui proiect cu POCA, toate demersurile necesare, vom avea un parteneriat cu universitățile, vom avea, sper, un centru de excelență din PNRR, dar nu intru în mai multe detalii, că nu e timp. Avem în momentul de față, pe lângă indicatorii obiectivi, barometre. Dacă mergeți pe site-ul ori al proiectului, ori al Departamentului de Dezvoltare Durabilă, avem deja mai mult de 10 barometre care întreabă pe cetățean, ce părere ai despre ODD-ul numărul 1 fără sărăcie? Cum e? Ai toaletă în casă sau nu ai? Știți foarte bine, INSEU ne-a furnizat aceste date, că în România 22-23% din locuințe nu au toaletă înăuntru, nu au apă curgătoare, nu au aceste elemente de sanitație elementară. În Uniunea Europeană 2%. Deci, revenind la ceea ce facem, avem barometrele, avem indicatorii, avem un agregator care îl facem acum deja, este într-o anumită fază, unde vom avea toate elementele, indicatorii de la Eurostat, indicatorii noștri și elemente de comparație. Ce facem în continuare? În continuare trebuie să oferim decidenților politici soluții. Nu întâmplător, și în Green Deal, și în toată concepția, de exemplu, al PNRR-ului, prin insistența noastră, apare o componentă cum se încadrează în cele 8-17 obiective, ceea ce propun diferitele ministere. E pe un template și trebuie să bifeze. Păi cum apreciem noi dacă 36% din proiecte este pe înverzirea economiei, 20% e pe digitalizare, dacă nu avem date, dacă nu avem indicatori? E, acum avem, putem să-i comparăm, să vedem cum ajungem la stadiul acesta până în aprilie. Noi suntem foarte implicați. Și ultima componentă, îl văd pe domnul Dragoș Tuță, s-a conectat și el. O ultimă componentă importantă e de la Ambasada Sustenabilității. O ultimă componentă este Coaliția Dezvoltării Durabile, Societatea Civilă. E, vreau să vă spun că deja s-a finalizat practic parteneriatul nostru al Guvernului, al Departamentului cu Societatea Civilă. Sunt peste 20 de, sau de atunci probabil și mai multe, NGO-uri care sunt interesate să fie parteneri și avem și acest parteneriat și în cadrul Consiliului Consultativ ei vor avea un rol important și nu numai. Deci, cred că v-ați dat seama că totuși noi pe zona aceasta ne-am pregătit, suntem în calendarul cu puține întârzieri care țin de diferite zone mai birocratice, dar suntem on track, cum spun englezii, și noi vom fi parteneri în continuare. De aceea este foarte important astăzi că sunt atât de mulți conectați, pentru că unii sunt mai aproape de ceea ce facem, alții, să zicem, sunt interesați în general de ceea ce înseamnă dezvoltarea durabilă. Folosiți-ne! Suntem un fel de catalizator. Putem pune instituții una lângă cealaltă să vedem cum mergem mai departe. Eu cred că, sper, v-am lămurit că merită, că 2030, cum ne place să spunem, a început deja și trebuie să ne pregătim pentru 2030 și să folosim acest concept pentru a putea avea o imagine clară în ce domeniu suntem. Și un ultim comentariu,
mai puțin să ne lăudăm dacă avem cu ce. Pe zona internațională suntem considerați centru regional de către ONU, de către UNIC. Săptămâna viitoare va fi la Geneva. Urmăriți, vă rog, că sunt foarte multe side event-uri și chiar plenara care va fi la nivel înalt de o zi jumate săptămâna viitoare în 16-17, dar deja pornește de mâine acest eveniment. UNIC, Regional Forum pe dezvoltare durabilă. Și nu întâmplător, sper, suntem copreședința acestui for regional pe două zile, în 16 și 17, cu Portugalia. Deci suntem copreședință România și Portugalia și organizăm un side event la nivel înalt cu OECD-ul. Deci iată, conexiunea internă, conexiunea externă, cea regională, care trebuie spuse cap la cap. Și din nou mulțumesc colegilor de la INS că ne-au dat ocazia să avem această broșură. Cu acestea fiind zise, îi dau cuvântul domnului Zahoranski Istvan, secretar general adjunct al Guvernului. Poftiți, excelență, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Cei de la tehnic m-au atenționat să spun tuturor că fiind calculator guvernamental, implicit înregistrează ședințele, le salvează pe hard, probabil se pot șterge ulterior, dar să nu avem probleme GDPR. Deci am atras atenția. Ok, și mulțumesc foarte mult domnului Borbei pentru invitația la ședința de astăzi. Trebuie să vă spun că mă bucur foarte mult că pot reprezenta Guvernul României la această conferință, care marchează lansarea indicatorilor naționali pentru dezvoltarea durabilă Orizont 2020. Demers foarte important pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030. Dezvoltarea sustenabilă reprezintă un element cheie al programului de guvernare. Exprim în mod direct intenția noastră a Guvernului de a reorienta politicile publice către o abordare durabilă în care creșterea economică să creeze bunăstare. Dacă ne limităm strict la definiția dezvoltării durabile, cel puțin eu personal așa o percep, vorbim de o gândire de durată pentru a prețui viața, care este bunul cel mai bun din câte s-au inventat, după cum spune scriitorul Gabriel José García de Márquez. Prin parcurgerea broșurii realizată de către Institutul Național de Statistică în colaborare cu experții Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, am constatat că aceasta reprezintă statistici relevante pentru luarea deciziilor la nivel național prin 98 de indicatori unici, asociat unui număr de 60 de ținte, corespunzător celor 17 obiective de dezvoltare durabilă pentru Orizont 2020. Raportul este rezultat al activităților derulate în cadrul proiectului România durabilă, dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, proiect implementat de Secretariatul General al Guvernului. România a fost activă în promovarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă încă de la adoptarea sa în anul 2015. Suntem recunoscuți ca un centru regional în acest domeniu și împreună prin activitatea guvernamentală deopotrivă facem pași concreți în implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 prin fundamentarea cadrului instituțional necesar acestui demers. În curând vom înființa Consiliul Consultativ care reunește experții ce vor oferi input științific activității de implementare, inclusiv în validarea setului național de indicatori pentru dezvoltare durabilă. La o scurtă analiză putem observa anumite evoluții naționale în ceea ce privește implementarea celor 17 ODD-uri. Toții ne dorim însă ca acestea să fie substanțiale în perioada următoare,
și să apropie România de media Uniunii Europene la capitolele unde avem anumite întârzieri. Implementarea strategiei este strâns legată de monitorizare. Chiar dacă imaginea la momentul de față nu este neapărat așa cum ne-am fi dorit, este foarte important că avem stabilit destul de concret un punct de plecare. Așa cum a fost gândită Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, componenta de monitorizare a progresului are un rol central. Aceasta este și motivul pentru care, prin intermediul proiectului România Durabilă, coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, se va realiza un set național de indicatori pentru dezvoltare durabilă. Această parte de monitorizare și raportare poate fi pusă în practică cu succes doar printr-o colaborare strânsă între instituțiile statului. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a reușit să concretizeze o rețea consistentă de nuclee de dezvoltare durabilă cu reprezentare la nivelul tuturor ministerelor. Mulți dintre membrii sunt prezenți la întâlnirea de astăzi și am să folosesc acest prilej să îi îndemn să rămână în continuare implicați în relația cu Secretariatul General al Guvernului și cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. În ultimul rând, aș vrea să subliniez că dezvoltarea durabilă necesită o muncă de echipă. Avem nevoie de parteneriate cu mediul privat, societatea civilă, institute de cercetare, mediul academic și universitar, dar și de o bună cooperare internațională. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a reușit să creeze o mișcare la nivelul societății pe care trebuie să o protejăm. Guvernul României, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, își asumă rolul de a coordona toate forțele de la nivelul societății, astfel încât să asigurăm un viitor sustenabil pentru toți cetățenii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul secretar general Giung, și contăm pe sprijinul dumneavoastră. Aveți o cravată durabilă ca și mine? Da, m-am asortat evenimentul. Foarte bine, vedeți. Avem și mască de dezvoltare durabilă. Ce ziceți de masca aceasta? Să nu mai avem mască, dar nici de dezvoltare durabilă, nici de... Așa e. Bine, vă mulțumesc, domnul secretar general Giung. Mergem mai departe și v-am spus, dau cuvântul, de fapt, actorului principal instituției care a elaborat această broșură și domnului președinte Tudorel Andrei de la Institutul Național de Statistică. Vă mulțumesc, domnul președinte, că ați venit și vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, că de fiecare dată mi-a făcut o plăcere deosebită să vă întâlnesc, să lucrez cu dumneavoastră. Mai ales că mi-aduc aminte de un eveniment plăcut până la urmă. 2016 eram prezenți în biroul Comisiei de Statistică ONU, dar, din păcate, noi nu puteam să spunem nimic de strategia de dezvoltare durabilă. În 2016, cu totul întâmplător, am auzit de intenția dumneavoastră de a avea acel document care să fie prezentat în Senat și v-am făcut vizita pentru a discuta pe acest document. Eu mă bucur că a fost începutul acestei construcții, care în fapt a însemnat foarte mulți pași. În afara acelui document prezentat în Parlamentul României, a urmat toți pașii acestei construcții de instituții, aș putea spune, și în final să ajungem la acest prim rezultat, ceea ce a însemnat timp, a însemnat energie din partea dumneavoastră, a colaboratorilor și a echipei Institutului Național de Statistică, a colegilor din sediul central și din sediul și din direcțiile județene de statistică. Avem astăzi un prim rezultat pe care îl putem
avea efectiv într-o formă materială. Ele, până la acest moment avem mult mai multe rezultate, care unele rezultate vor fi materializate în alte lucrări într-o perioadă următoare. Eu aș dori să vorbesc despre dezvoltarea durabilă a sistemului statistic, care asta înseamnă o producere de date statistice acum, dar și în perioada următoare, conform nevoilor societății, aici incluzând atât factorul politic care trebuie să ia decizii, dar și societății în ansamblu, care are un rol deosebit în a realiza comentarii, în a propune soluții, în a înainta pe agenda publică diverse subiecte. Ori fără date statistice de calitate nu se poate realiza niciunul din cele două obiective. Voi face referire la două evenimente la care am participat. Săptămâna trecută s-a încheiat cea de-a 52-a conferință, sesiune, a Comisiei de Statistică ONU și pe primul subiect în cadrul acestei sesiuni a fost raport privind stadiul implementării indicatorilor obiectivelor dezvoltării durabile. De ce? Pentru că este o acțiune de importanță majoră la nivel mondial. Al doilea eveniment important, cel puțin pentru mine, pentru instituția pe care o reprezint, a avut loc anul trecut, la jumătatea anului, datorită primelor estimări pe care noi le-am făcut, OECD-ul ne-a selectat într-un grup select, alături de șeful statisticii din Statele Unite, din Noua Zeelandă, Eurostatul și, evident, domnul Paul Schreier, șeful statisticii din OECD. Ce a rezultat din cele două evenimente? Nevoia de reformare a sistemelor statistice, cel puțin din trei puncte de vedere. În primul rând este vorba de a reduce timpul dintre momentul realizării unui fenomen și momentul publicării efective a datelor statistice. Al doilea lucru important se referă la folosirea efectivă a surselor administrative, care poate să ducă la reducerea costurilor, dar și la creșterea calității. Și în al treilea rând, lucru foarte important, este vorba de granularitatea datelor statistice. Avem nevoie de date, nu numai la nivel național, regional sau județean, dar avem nevoie de date la nivel local. Ce implică acest lucru? Implică o regândire a poziției statisticianului, a standardului pe care trebuie să-l aibă un statistician. Al doilea lucru foarte important pe care trebuie să-l avem în vedere este extinderea rețelei de statisticieni și la nivelul ministerelor, agențiilor, pentru a avea posibilitatea de utilizare a surselor administrative. Nu putem dezvolta politici publice dacă nu avem datele administrative și seriile de date care să permită luarea acestor decizii. În perioada următoare, eu consider că este crucială o regândire a poziției statisticianului. Din păcate, în ultimii trei ani, cel puțin din perspectiva salarizării direcțiilor județene de statistică, este un regres. Am avut 2-3 ani în care am muncit efectiv pentru a duce pe prima poziție sau pe grila de salarizare statisticianul din județe la nivelul setului central. Din păcate 153 a readus statisticianul așa cum era în urmă cu 10-20 de ani, cel puțin la nivelul direcțiilor teritoriale de statistică. Eu consider că statisticianul are un rol crucial, cel puțin din două puncte de vedere. Unul, să pună pe masa decidentului cele mai bune date statistice, să pună în spațiul public cele mai bune date statistice, pentru că dezbaterile pot să aducă plus valoare numai dacă există probă materială. Dacă nu există această probă materială, atunci este o retorică care nu poate să ducă la rezultate benefice.
Și în al doilea rând, de ce nu, haideți să considerăm că statistica poate fi un instrument de modernizare a administrației publice din România, atâta timp cât statistica își va reduce cercetările special organizate și va obține sursele de date din surse administrative, atunci administrația publică din România o putem considera că este una modernă, una care poate să răspundă atât cetățeanului, dar și instituțiilor propriu-zise cu care colaborează. Anul acesta și anul viitor, statistica și, de ce nu, întreaga societate românească va avea de trecut două examene foarte importante. Datele culese în urma recensămintelor populației și locuințelor și recensământului general agricol vor fi folosite și pentru calcularea indicatorilor din strategia de dezvoltare durabilă. Statistica a venit și a propus instrumente moderne de culegere a datelor. Nu mai avem culegerea clasică pe suport de hârtie, ci avem culegerea pe suport informatic, online sau pe tabletă, dar pentru a avea un succes este nevoie atât de participarea întregii administrații publice, dar și de participarea întregii societăți civile. Pentru că există două părți în acest contract nescris, dacă pot să spun așa. Ceea ce oferă instituția publică, respectiv Institutul Național de Statistică, o tehnologie modernă de culegere a datelor, dar este și partea cealaltă. Este încercarea de a dezvolta spiritul civic la nivelul cetățenilor pentru a răspunde pozitiv la ceea ce propunem noi. Dacă datele vor fi colese în condiții foarte bune, atunci sunt sigur că vom putea spune peste 2 ani vom avea canale viabile pentru calcularea unei părți importante din strategia de dezvoltare durabilă 2030. Eu sunt sigur că împreună, ceea ce am făcut până acum am făcut foarte bine și în perioada următoare vom face la fel de bine, atât pentru dezvoltarea sistemului informațional, pentru calcularea indicatorilor, ceea ce nu este simplu, deci este o acțiune foarte dificilă, dar și pentru dezvoltarea standardului statisticianului, pentru a folosi pe scară largă surse administrative, metodele noi de big data și pentru dezvoltarea sferei de indicatori pe care noi putem să-i calculăm într-un timp cât mai scurt și într-o diversitate cât mai mare. Eu vă mulțumesc foarte mult. Statistica este alături de departamentul pe care îl coordonați cu foarte bune rezultate și eu sunt sigur că în perioada următoare vom avea rezultate cel puțin la nivelul publicației pe care o avem astăzi. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Vă mulțumesc, domnul președinte. Așa e, când vom discuta și uitați să-l avem lângă noi acum pe domnul Zahoranski și alții care sunt siguri că își dau seama, cum ne dăm seama la nivelul societății, după părerea mea, cât de importantă e statistica. Și haideți să luăm acea declarație a Parlamentului, a fost și Senat și Camera Deputaților, unde am introdus acel paragraf care zice și de strategie și zice și de importanța statisticii în România. Pe ce vreți mai mult decât o decizie a Parlamentului care e obligatorie de fapt? Și atunci putem lua acest element, dacă tot avem această declarație, să argumentăm, evident, și salarii și condiții de a avea o statistică și mai modernă. Și referitor la componenta internațională, eu știu că am fost vicepreședinți, nu? Sau suntem și acum vicepreședinți ai Organizației Mondiale, nu? Nu, ne-am încheiat mandatul anul trecut. A fost anul trecut. Pe 4 ani am fost membri în birou. Un an am fost vicepreședinte al comisiei, al biroului de 5 și un an am fost raportor al comisiei. Felicitări. Deci, sperați să aveți sprijinul să fim și într-o perioadă ulterioară, de ce nu să deținem inclusiv președinția.
Evident, și iată, ai nevoie de viziune și da, ai nevoie și de ceea ce ține de suportul tehnic. Eu dau în continuare cuvântul doamnei Elisabeta Trifan, care este membră în echipa noastră ca să ducem la bun sfârșit acest proiect. Vă mulțumesc din nou și vă dau cuvântul. Bună ziua tuturor, mă auziți? Mă auziți, da? Da, ok. Da, da. Numele meu este Elisabeta Trifan și sunt manager public în cadrul Autorității de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă. Sunt aici în dublu rol, ca să zic așa, odată ca reprezentant al autorității și o reprezint pe doamna director general Anicuța Trăistaru, care vă mulțumește foarte mult pentru invitație și ar fi dorit să participe și se simte onorată pentru invitație, dar din păcate este reținută într-o întâlnire cu reprezentanții Comisiei Europene, pregătim, ca să zic așa, planul pe anul 2021 și totodată în calitate de ofițer de proiect, care monitorizează proiectul dezvoltare durabilă încă de la început și aș putea să zic așa că contribui până într-unul la sută, să zic așa un 0,9% alături de echipa de proiect în implementare și vreau să felicit echipa de proiect pentru că sunt o echipă minunată, profesionistă și chiar au făcut progrese importante încă de la semnarea contractului de finanțare care a avut loc în anul 2019 și sunt convinsă că suntem convinși cu toții că acest proiect se va implementa cu succes până în iulie 2022. Aș putea să spun că sunt mândră că sunt ofițerul acestui proiect care monitorizează implementarea pentru că îl consider unul din cele mai importante proiecte care sunt finanțate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Unul dintre cele mai importante proiecte de reformă ale Secretariatului General al Guvernului. La momentul ăsta avem în finanțare, să zic așa, 21 de proiecte pentru care SGG este fie beneficiar sau lider de parteneriat și totodată mai sunt în finanțare și alte proiecte în care SGG este partener. 10 din aceste proiecte sunt deja finalizate în anii 2018-2020, iar 11 sunt în implementare, printre care și acest proiect de reformă pentru România, care are o alocare financiară de 25 de milioane de lei, din care 22 de milioane sunt finanțați din Fondul Social European gestionat prin AMEPOCA. Ceea ce vreau să vă spun este că, din punctul nostru de vedere, proiectul România Durabilă contribuie la atingerea obiectivului tematic 1.1 al POCA, respectiv consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice, prin consolidarea capacității administrative a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă de a susține o economie modernă și competitivă, și totodată prin elaborarea planului de acțiune aferent SNDD, abordând provocarea, administrația și guvernarea și totodată provocarea oamenii și societatea din acordul de parteneriat al României. Proiectul totodată contribuie la creșterea calității actului administrativ din punct de vedere al AMEPOCA, prin fundamentarea deciziilor de date statistice, așa cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, și de cercetare și de asemenea, credem noi că încurajează practicile inovative orientate spre dezvoltare durabilă în administrația publică din România. Prin, așa cum s-a spus și mai devreme, prin creșterea colaborării instituționale. Considerăm noi că proiectul permite realizarea și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi, pe corelarea planificării strategice cu resursele existente în sistem și totodată pregătirea resurselor umane din administrație prin crearea competențelor de planificare pentru dezvoltare durabilă, acestea reprezentând unele din cele mai importante obiective ale Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Nu aș vrea să vă rețin foarte mult pentru că cred că cu toții suntem interesați de prezentarea unuia dintre cele mai importante, zic eu, livrabile din cadrul proiectului, raportul privind indicatorii,
dar nu vreau să termin înainte de a vă asigura încă o dată, așa cum știți și dumneavoastră, de sprijinul meu și al colegilor mei. Și întotdeauna să știți că noi veți găsi un adevărat partener și nu o autoritate, să zic așa, bazată pe, numai pe monitorizare și control, ci dimpotrivă pe un partener veritabil în implementarea acestui proiect, în implementarea cu succes, și să sperăm că în 2022 ne vom revedea în aceeași formulă pentru a prezenta rezultatele finale ale proiectului. Vă mulțumesc mult și multă, multă baftă și succes în implementare. Mulțumim! Avem nevoie și de baftă, dar ne-ați demonstrat și până acum că chiar sunteți un partener adevărat. Domnul președinte Andrei, dacă mi-au venit în minte două lucruri care sunt, consider, e bine să ne împărțim așa astăzi. Unul este, cred că la început am auzit vocea, nu știu dacă mai e sau nu, e o echipă sufletistă la Universitatea Babeș-Bolyai, condusă de domnul profesor Benedek Iosef, care a făcut, ei au făcut un fel de dashboard, un fel de clasament a tuturor localităților din România. Și componenta de autoritate publică locală este foarte importantă. Încercăm să avem un ghid pentru anii următori, când își facă strategia locală, cam ce ar trebui să aibă în vedere, nu impus, ci un ghid orientativ, cam ce ar trebui să considere că e important din punct de vedere al dezvoltării durabile a respectivei localități. Și domnul Benedek Iosef, profesor Benedek Iosef, cu colegii lui, a făcut un dashboard, 87 de indicatori au folosit. Și am întrebat, de unde ați luat acești indicatori? De unde am putut? De unde am putut? Deci totuși e, mi se pare, deci o să, evident, o trimitem la doamna Romanec, la dumneavoastră, numai să vedeți că totuși, când e vorba de o analiză, suntem parteneri cu universitățile, slavă Domnului, și este foarte important să avem această emulație. Și a doua problematică, o văd pe doamna Cotenescu de la Ministerul Culturii, e o colaborare cu UNESCO, da, cu indicatori pe cultură. Haideți să vedem, poate reușim în anii următori să, pe zona aceasta, fără cultură, nu? Așa se spune că nu există nimic, da? Fără educație, cultură. Păi hai să vedem cum putem, pe zona de cultură, acolo ei au un proiect interesant, am trimis o adresă și la dumneavoastră, și poate reușim, deși e o muncă în plus, dar cu sprijinul Ministerului Culturii, evident, mai ales, și noi sprijinim acest proiect. Am vrut să vă spun că suntem aici mai mulți și auzim lucrurile bune. Deci mergem mai departe, doamna Ștefania Deac, colega noastră, va continua cu zona aceasta de plan de acțiune, care e foarte important pentru ceea ce facem în continuare. Pentru că încă un comentariu scurt, scuzați-mă. Noi, să știți că la nivel european, am solicitat și anul trecut, este EGPF-ul din New York în fiecare an, pregătim acum deja din iulie acest eveniment la nivel înalt, care probabil va fi tot online, ok, dar noi avem o componentă foarte importantă dacă am făcut acest inventar. Avem agenda 2030, da? În agenda 2030 sunt ținte până în 2020. În agenda. Care, conform datelor statistice, că avem 241 de indicatori la nivel mondial, s-a dovedit că nu s-au îndeplinit. Sunt câteva până în 2020, mai multe până în 2025, și noi am cerut Uniunii Europene și e, nu știu câte declarații, chiar și la nivel ONU, în declarația de anul trecut, ce facem cu asta? Au trecut 5 ani, ce facem? Îi redimensionăm pentru anii următori? Spunem, domnule, n-am făcut, asta e. Deci este o problemă și tehnică, dar și de decizie politică la nivel ONU, și este încă o discuție deschisă cu nu știu câte scenarii, dar e interesant să analizăm această zonă. Dau cuvântul doamnei Ștefania Deac, poftiți. Bună ziua, mulțumesc domnule consilier de stat. Bună ziua, distinși invitați și
participanți și colegi și întreaga echipă a departamentului își exprimă astăzi mulțumirea și se simte onorată de participarea dumneavoastră la acest eveniment pe care l-am organizat împreună cu Institutul Național de Statistică în cadrul proiectului SIPOCA 613, România Durabilă, dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030. Cu mulți dintre dumneavoastră suntem parteneri încă din anul 2017, de când a început procesul de elaborare al strategiei 2030. Și am parcurs împreună etape importante de consultări, constituirea nucleelor de dezvoltare durabilă. Avem o rețea de 22 de nuclee care însumează o participare de peste 90 de specialiști și experți în domeniul dezvoltării durabile pe sectoarele distincte de activitate. De asemenea, împreună am participat la evenimente tematice de interes comun și noi, în ultimul rând, în această acțiune de susținere a colegilor noștri de la Institutul Național de Statistică pentru identificarea indicatorilor naționali pentru dezvoltare durabilă. Provocarea din acest an pentru noi, cei din departament și pentru colegii din rețeaua nucleelor pentru dezvoltare durabilă o reprezintă planul de acțiune pentru orizontul de timp 2030. În sprijinul elaborării acestui plan de acțiune beneficiem de consultanță din partea unei echipe de experți coordonată de domnul dr. Cătălin Ghinăraru, prezent astăzi la acest eveniment, este alături de noi, director științific în cadrul Institutului Național de Cercetare Științifică în domeniul muncii și protecției sociale. Echipa de experți va contura o primă formă a planului de acțiune pe care urmează să o trimitem specialiștilor din rețeaua nucleelor pentru dezvoltare durabilă spre consultare, precum și membrii Consiliului Consultativ, sperăm, ca material de lucru pentru dezbaterile care urmează în continuare în grupurile de lucru tematice. Este vorba de trei grupuri tematice care se vor constitui pe trei domenii: economic și dezvoltare durabilă, social și egalitate de gen, mediu și schimbări climatice. Vom avea o serie de întâlniri. Vom începe cu o întâlnire comună a grupurilor de lucru, urmată de trei workshop-uri dedicate celor trei teme distincte pe care le-am menționat mai sus. În cel de-al doilea trimestru al acestui an, cel mai probabil, aceste prime întâlniri se vor desfășura la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Va urma o reactualizare a versiunii inițiale a planului de acțiune ca urmare a discuțiilor purtate în grupurilor de lucru, urmând să se reia pe varianta consolidată o nouă rundă de discuții în cel de-al treilea trimestru al anului, probabil până la sfârșitul septembrie le vom finaliza, cu implicarea membrilor Consiliului Consultativ și, cum spunea domnul consilier de stat, acei înțelepți de a căror experiență sperăm să beneficiem, vom reuși să finalizăm o formă consolidată finală a planului de acțiune care în cursul anului următor va trebui lansată în consultare publică. Sigur că în afară de discuțiile tematice pe care le vom avea cu experții pe domeniu, vom beneficia spre finalul acestui întreg șir de acțiuni și de sprijinul societății civile și mulțumim Coaliției România Sustenabilă că s-a alăturat astăzi evenimentului nostru. Îi felicităm că s-au constituit și sperăm că vor fi un gardian prezent alături de noi care ne va atrage atenția dacă din partea societății civile sunt anumite aspecte pe care noi nu le-am luat în considerare. Aș dori să vă mulțumesc în încheiere încă o dată că sunteți alături de noi. Sperăm în colaborarea cu dumneavoastră, pentru că numai împreună putem face acest lucru. Implicarea și
ce să spun, dăruirea noastră, chiar fără să exagerez. Pentru aceste principii ale dezvoltării durabile am văzut că s-a transferat și asupra dumneavoastră și încă o dată, cum spunea domnul consilier de stat, departamentul dorim să fie în continuare un catalizator pentru o România durabilă și să ne putem întâlni în anul 2030 mândri că am reușit să mișcăm lucrurile pentru generațiile următoare. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc, e componenta, una din componentele cele mai importante, planul de acțiune și evident, pe lângă planul de acțiune, să oferim cât mai repede decidenților politici o bază sustenabilă pentru, de exemplu, pentru a pregăti proiectul de buget pe 2022 bazat și pe aceste percepte de dezvoltare durabilă. Știți, când eu particip, am participat la multe întâlniri online sau fizic și online îmi dau seama dacă e interesantă sau nu întâlnirea, că mă uit cât sunt participanți la întâlnire. Și vreau să vă spun că am ajuns la 100 față de 97-96, deci e de bine. Înseamnă că sper e interesant ceea ce prezentăm astăzi. Dau cuvântul în continuare și îi mulțumesc, evident, cum i-am mai mulțumit că am avut întâlniri cu această broșură și cum a finalizat echipa ei și condusă de Carmen Romaniac. Deci, last but not least, îi dau cuvântul doamnei director general și o felicit. Avem de lucru în continuare și trebuie să facem foarte multe, dar e un prim succes al echipei conduse de doamna Romane. Poftiți să aveți cuvântul. Bună ziua, stimați participanți! Mă bucur foarte mult că suntem astăzi cu toții aici și avem ocazia să discutăm despre ce facem în proiect și, de fapt, ce facem pe dezvoltare durabilă. Broșura pe care o aveți cu toți în față se referă la țintele pentru orizontul 2020 din Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă și în producerea ei am avut un criteriu foarte important și acela disponibilitatea datelor. De aceea nu toate țintele 2020 din strategie sunt acoperite cu date pentru că am încercat să o facem nu departe de anul 2020 care doar ce a trecut, pentru că dacă o scoteam în 2023 nu mai mai era atât de interesantă. Și deci am avut în vedere disponibilitatea datelor la nivelul Institutului Național de Statistică, în principal. Peste 95% din indicatorii din broșură sunt produși de către Institutul Național de Statistică. Aș vrea să spun câteva cuvinte însă despre țintele 2030, care sunt foarte importante și la care, așa cum se întâmplă și la nivel global, avem în vedere open data. Adică avem în vedere tot felul de surse de date, se acceptă în dezvoltare durabilă și ulterior o să lucrăm la calitatea acestor date. În concluzie, este foarte importantă colaborarea dintre Institutul Național de Statistică, Departamentul de Dezvoltare Durabilă și celelalte instituții producătoare de date. Și când spun producătoare de date, nu înseamnă că trebuie să desfășoare cercetări statistice. Producătoare de date înseamnă că dețin date, au registre. Date care, credeți-mă, nu numai în România, ci la nivel global, sunt date nefolosite. Ne-ar fi de mare, mare ajutor aceste date. Din fericire pentru noi, știți cu toții că sunteți reprezentanți ai diferitelor instituții și ministere, noi am transmis chestionare statistice în care am cerut diverse informații referitoare la datele pe care le dețineți. Ulterior am revenit și am solicitat aceste date care ne-ar fi de mare ajutor în măsurarea implementării obiectivelor din strategie și țintelor din strategie. Am primit destule date de la dumneavoastră, însă vă rog să mai încercăm pentru că mai ales la acele instituții la care ne-ați spus că aveți date, după care nu ni le-ați mai transmis din diferite motive, indiferent de calitatea datelor, de modul cum sunt colectate, de modul în care le dețineți, chiar și pe hârtie, suntem dispuși să
le transformăm în indicatori, în indicatori importanți pentru dezvoltare durabilă. Și este foarte important să vedem unde trebuie să ajungem, pentru că dacă nu măsurăm, nu o să știm niciodată. Țintele sunt extrem de diverse. Doar indicatorii care sunt produși la nivelul Institutului Național de Statistică și al instituțiilor care fac parte din sistemul statistic național nu sunt suficiente. Nu sunt suficiente la nivel global. La nivel național, nici atât. De aceea aș vrea să nu mai existe atât de multe date nefolosite, iar dezvoltarea durabilă nu încearcă să producă indicatori prin colectarea de date, prin crearea de noi cercetări statistice și prin încărcarea respondenților. Din contră, prin utilizarea acestor date nefolosite. Și eu vă mulțumesc tuturor pentru efortul pe care l-ați depus să ne transmiteți date și metadate pe care noi le-am solicitat și vă rog în continuare să fiți deschiși și să ne ajutați să avem această bază de date care este de ajutor și publicului și celor interesați de dezvoltare durabilă și în principal decidenților politici. Și vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți astăzi alături de noi. Mulțumesc! Vă mulțumesc și m-ați provocat în sens pozitiv. În primul rând, mi-am adus aminte de înregistrare, domnul Zahoranski. Păi, slavă Domnului! Nicio problemă! E bine că ne înregistrează toată lumea și aude ceea ce spunem. Deci chiar e un element pozitiv. Vreau să vă spun că și pe Facebook ne urmăresc peste 80 de oameni și este bine. În ceea ce privește această problematică, care doamna Romaniuc vorbește mai puțin, dar vorbește la obiect. Deci e cea mai importantă componentă. Și atrag atenția, doamna Deac, să mai trimitem și noi o nouă adresă, da? Atrag atenția celor care sunt în echipă să ne spună dacă decidenții acolo, secretari de stat, miniștri, nu reușesc ei, atunci intervenim noi, vorbesc eu cu miniștri, cu secretari de stat, cu președinți de agenții. Dar nu se poate. Deci acum avem șansa unică ca din proiect să spunem, vor fi, să zicem, 90 de indicatori. Avem indicatori care INS-ul trebuie să ne spună are date fezabile sau nu la 65 sau 70. La restul care considerăm noi că ne sunt utile, dumneavoastră trebuie să veniți, unu, să spuneți care sunt indicatorii care ne interesează din punct de vedere profesional, așa, și după aceea să asigurăm și posibilitatea de a colecta aceste date. Avem această posibilitate acum, nu peste 2 ani, acum. Deci vă rog foarte mult, aplicați-vă peste această componentă foarte importantă. Avem acum broșura, avem acest indicator, dar trebuie să vedem, vă spun numai două exemple. Deșeuri textile, da? Am avut vreo 2-3 întâlniri pe deșeuri textile. Vin producătorii și spun, domnule, haideți să utilizăm aceste deșeuri, dar ne trebuie date. ANPM-ul are date puține și foarte generale și acum am pornit o discuție să adunăm și alte date de la producători, de la cei care ne pot furniza, cum folosim aceste deșeuri textile. Nemai vorbind, am văzut-o pe doamna Turturian, colegă, sper că ne aude, da? Cu schimbări climatice, doamna Turturian. Schimbările climatice, da? Am vorbit cu domnul ministru, cu colegii dumneavoastră și cât de curând vrem să avem o întâlnire mai așezată, mai tehnică. Ce indicatori aveți? Cum îi folosim? Pentru că dacă avem PNRR-ul 3-6% va trebui înverzirea economiei, păi trebuie să avem aceste date la îndemână și cum se folosesc aceste date. Aici la SGG, domnul secretar general adjunct, o să avem o discuție separată, aici se adună foarte multe date, da? Că vin din la diferite instituții. Haideți să vedem și la nivelul SGG-ului cum folosim aceste date într-un mod mai, cum să spun, legat de dezvoltarea
durabilă. Deci eu cred că și lucrăm la o procedură interinstituțională de colaborare cu instituțiile pentru colectare de date. O facem împreună cu INSEU, să fie mai clar. Ei au trimis chestionarul, dar să impunem, să încercăm să impunem și prin departament. Și atunci vom avea posibilitatea să spunem peste într-adevăr 2 ani, uite, avem un plan de acțiune până în 2030. Și va ști toată lumea ce e 34, dacă am bancut. Ce e 34? Vom ști ce e 34. Bun. Eu, deci, cu acestea au fost finalizate intervențiile. Trecem la zona de întrebări și răspunsuri și chiar suntem în grafic, deci e chiar ora 12. Eu aș vrea să dau cuvântul mai întâi, că ne-a solicitat domnul Dragoș Tuță și amintit și colega mea de ambasada sustenabilității și de, evident, de coaliția pentru dezvoltare sustenabilă. Deci, domnul Tuță, poftiți! Bună ziua și mulțumesc mult! În primul rând vreau să actualizez datele comunicate de domnul Vorbi la început. În momentul de față vorbim de 44 de membri înscriși și activi în Coaliția România Sustenabilă. Vorbim de 6 grupuri de lucru care funcționează deja și acționează pentru contribuția la obiectivele de dezvoltare durabilă. Și de asemenea, foarte important, în coaliție membrii sunt atât reprezentanții societății civile, cât și reprezentanții marilor companii și ai IMM-urilor. Deci nu vorbim de un dialog exclusiv cu societatea civilă, ci și cu mediul privat. Și asta e un lucru foarte important. Am plăcerea și oportunitatea să vă întâlnesc pe toți aici astăzi. Vă mulțumesc că acordați atenție acestui subiect al dezvoltării sustenabile a României. Și cu ocazia asta aș vrea să vă atrag și atenția că din punctul meu de vedere și din punctul nostru al coaliției de vedere este o întâlnire capitală pentru discuția despre dezvoltare durabilă și o temă foarte importantă, deoarece credem cu tărie în citatul de la Peter Drucker, care spune că ceea ce măsori poți rezolva. Și aș completa eu cu doar ceea ce măsori poți rezolva, restul sunt accidente fericite dacă ajungem la rezultate pozitive. Iar aici e partea goală a paharului, pentru că, din păcate, nu avem informații publice despre date, despre situația la care stăm. Informațiile pe care le avem, la fel cum ați vorbit și mai devreme, sunt de multe ori incomplete sau e foarte greu de ajuns la ele. Ba, mai mult decât atât, există situații în care informațiile sunt chiar incorecte. Și aici v-aș spune din experiența noastră a coaliției, începând cu luna mai a anului trecut, când deja eram în pandemie și în lockdown, mai multe dintre organizațiile membre s-au reunit și am comunicat cu astăzi despre această temă și cu Departamentul de Dezvoltare Durabilă în proiectul și în grupul de lucru România Solidară, unde ne-am pus problema crizei sociale din România, dincolo de criza sanitară și criza economică cu care ne confruntăm. Iar la această criză socială sunt expuse încă, pentru că nu s-a rezolvat nimic, mai ales persoanele aflate în sărăcie extremă. Dacă ne uităm la datele publice pe care le avem despre această temă, vom observa că ele în principiu lipsesc, avem doar date generale despre câte persoane se află în România în sărăcie extremă, dar când vrem să intervenim în teren, din păcate nu avem acces la date, deși există o hartă a sărăciei publicată de către Ministerul Muncii. În momentul în care ea este confruntată cu datele reale din teren și intrăm în dialog cu prestatorii de servicii sociale la firul ierbii, atât din societatea civilă, dar nu numai, observăm că datele alea nu se corelează. Și asta e o problemă foarte mare. Iar aici există cereri clare de informații pentru a putea lucra, pentru a putea face planuri,
atât din partea ONG-urilor, din partea societății civile, cât și din partea marilor companii care vor să contribuie la anumite obiective de dezvoltare durabilă care se află și în strategia națională, dar din păcate nu știu de unde să pornească, nu au informații despre context și de asta vă spun că tema măsurării acestor indicatori este una foarte, foarte importantă. De asemenea, am văzut și vreau să felicit persoana care a scris acest comentariu pe Facebook, inclusiv reprezentanții UAT-urilor au nevoie de date specifice pe UAT-ul căruia îi fac management și în care lucrează. Până nu avem aceste date, vom bâșbâi, aș spune așa popular, restul e cancan, pentru că, din păcate, nu avem cum să facem planuri exacte, nu avem cum să măsurăm. Nu spun că nu există date deloc, dar există foarte multe zone unde avem nevoie de mai multe date și sper ca investiția în aceste sisteme de măsurare și mai ales comunicarea acestor informații să fie una urgentată și cât mai rapidă. De asemenea, v-aș da exemplu transparenței în mediul privat. Da? Avem transpunerea directivei 95 din 2014 cu privire la raportarea nefinanciară, respectiv informațiile publicate de companii despre impactul de mediu social și economic, dar din păcate astăzi nu putem ști din date oficiale câte organizații publică aceste informații conform unui standard și câte nu. De asemenea, aici, dacă nu știm, nici nu avem cum să aplicăm măsuri punitive pentru cele care nu respectă legea. Și, de asemenea, nu avem cum să facem planuri astfel încât să ajungem la un grad de transparență mai mare. La educație sunt probleme. Știu că unele dintre temele ridicate de membrii coaliției vorbesc despre raportări greșite, spre exemplu la grădinițe, unde vorbim de număr de educatori raportați la numărul de elevi din sistemul de educație și acolo știu că a fost semnalizat faptul că noi raportăm doi educatori la o grupă de grădiniță, doar că ei nu lucrează ambii în același timp, lucrează de fapt pe ture. Și astea sunt lucruri de finețe care ne blochează anumite proiecte și nu putem ști exact ce avem de făcut. În concluzie, vreau să vă spun că avem nevoie de aceste date, să vă rog să urgentați cât puteți, să fiți cât mai modești și în același timp transparenți în acest demers. Suntem alături de dumneavoastră și oricând putem ajuta și cu orice putem ajuta, suntem prezenți aici. Mulțumesc mult! Mulțumesc că imediat o să răspund, domnule Tusă, și mulțumesc totdeauna, este foarte critic, dar e și constructiv. Vreau să vă spun că avem o relație de 4 ani, practic, cu Ambasada Sustenabilității și am putut colabora foarte bine cu ei. Deci, domnul președinte Tudorel Andrei trebuie să plece peste câteva minute. Dacă e vreo întrebare direct către dânsul acum să puneți, nu știu, colegii mei care fac managementul întrebărilor, Ștefania sau cineva să ne spună, sau acum așteptăm câteva secunde să vedem dacă e vreo întrebare sau nu directă către el. Dacă îmi permiteți, pe Facebook a venit o întrebare din partea Teodorei Ghenciu, doamna Teodora Ghenciu, remarcă că în cele 154 de pagini nu se regăsește și niște concluzii referitoare la care dintre obiective au fost atinse și în ce măsură au fost tratate. Asta este referitor la broșura pe care am prezentat-o astăzi. Dacă îmi permiteți un scurt răspuns, aș putea să ofer eu. Broșura prezintă acei indicatori identificați pentru țintele la nivelul anului 2020. Nu a fost scopul broșurii de a prezenta concluzii, ci dar date, rolul departamentului fiind acela de a întocmi într-adevăr raportul la nivelul anului 2020 privind îndeplinirea sau neîndeplinirea unor ținte la orizontul de timp 2020. Mulțumesc!
Și eu mulțumesc. Poftiți, domnul președinte. Un prim comentariu, da, sunt de acord cu cele spuse de doamna Deac. Broșura este realizată conform standardelor existente și la alte broșuri prezentate la nivel internațional. Dacă să ne uităm pe broșura prezentată la Națiunile Unite privind monitorizarea la nivel internațional, este același standard. Deci nu trebuie venit cu comentariu dacă s-a realizat sau nu s-a realizat. Acestea sunt informații care sunt puse în spațiu public și dezbaterile se fac în spațiu public, nu sunt făcute de cei care vin neapărat să facă această monitorizare. Apreciez un comentariu foarte scurt prezentat de domnul Dragoș Tuță, apreciez cele spuse, dar trebuie gândit că statistica poate să ofere toate aceste informații dacă se dezvoltă sisteme informaționale și apoi dacă ele pot fi obținute din surse administrative. Din punct de vedere teoretic, putem cere tot ce dorim. Problema este din punct de vedere practic ce putem realiza și cu ce costuri putem realiza și în cât timp putem realiza aceste lucruri. Domnul ministru Borbély, dau un exemplu cu deșeurile textile. Nu e o chestiune foarte simplă să vii să creezi acel sistem informațional care să-ți permită calcularea unui indicator și mai altceva. Acel indicator trebuie să fie sau procesul să fie unul sustenabil. Că dacă vii și prezinți o singură dată un indicator că l-ai obținut datorită efortului personal sau efortului unei echipe și nu asiguri sustenabilitatea, e un regres foarte mare, pentru că creezi în spațiul public nevoia de folosirea acelui indicator și dacă nu-l calculezi, e un efect de bumerang dacă nu-l calculezi în perioada următoare. Subscriu cele spuse de domnul ministru cu nevoia dezvoltării unui sistem de dashboard la nivelul localităților. Institutul a încercat să creeze acest sistem printr-un număr de 80 de indicatori, sper că nu greșesc numărul acestora, prin sistemul IEDEMOS. Problema este alta, să știți. Problema este de a crea un parteneriat viabil între statistică, fie că e vorba de institut, fie că e vorba de Direcția Județeană de Statistică și colectivitatea locală. Pentru că problema este de a asigura o metodologie unitară, dar în același timp de a avea o participare din partea tuturor celor care trebuie să introducă aceste date. Din păcate, nu de multe ori există o reacție pozitivă, uneori și datorită culturii, alteori și datorită bazei tehnice de care dispun colectivitățile locale. Pentru că a crea sisteme sustenabile înseamnă a crea sisteme informatice standardizate la nivel național. Uitați-vă că e vorba, vă dau un singur exemplu, Registrul General Agricol. Trebuie sistem software standardizat la nivelul tuturor colectivităților, că degeaba nu avem standardizate aceste sisteme informatice, este foarte greu de adus în aceeași bază de date. Problema este să avem colaborare instituțională, să avem dezvoltată o rețea de statisticieni la nivelul administrației publice centrale și eu sunt sigur că pe termen scurt eforturile vor fi mari, dar pe termen lung costurile obținerii informației statistice va fi mai mic, iar societatea civilă, deci nu numai decidentul, va avea date care să permită comentarii în cunoștință de cauză. Dacă îmi permiteți o comparație, e la fel ca la medic. Oricât ar fi medicul de bun, dacă nu are date, dacă nu are rezultate măsurători certe, nu poate să vină să pună un diagnostic bun și nu poate să vină să dea o soluție bună. La fel și în această situație. Acesta e un efort extraordinar care e făcut de domnul ministru Borbély, de echipa din sediul central, dar în spatele acestor eforturi sunt datele curese de cei din teritoriu. Deci fără acest efort, și gândiți-vă că ei vin în spațiu public cu date lună de lună.
Uneori sunt mai puțin înțelese, sunt tot felul de comentarii, uneori sunt corelate și rezultă acele concluzii bune. Deci problema este că a construi un sistem informațional sustenabil nu e o chestiune simplă și trebuie să fie o chestiune de echipă. Eu salut ceea ce s-a început. Domnul ministru Vorbeli a creat cel puțin acea presiune a identificării acelor surse de date pe indicatorii dezvoltării durabile. Cred că e nevoie de extinderea acestor canale și către alți indicatori, mai ales din zona societății civile, din ultimile două clase de obiective, unde e foarte greu de strâns aceste date pe o perioadă scurtă de timp. Eu felicit pentru ceea ce s-a realizat și sunt sigur că în continuare vor fi obținute rezultate foarte bune și reiau mesajul pe care l-am dat la început, sprijiniți cele două recensăminte, pentru că noi ne-am făcut datoria să propunem instrumente moderne. Acum depinde de noi toți în ce măsură sprijinim toate aceste lucruri. Mulțumesc pentru acest eveniment, o idee foarte bună de a organiza acest eveniment cu toți cei care au fost implicați. O zi bună și sper să ne vedem la următorul eveniment cu rezultate și mai bune. Vă mulțumesc, domnul președinte. Vă aduc numai aminte că a fost o strategie foarte bună făcută în 2008 care nu s-a valorificat, să mă exprim diplomatic. Vorbesc de strategie de dezvoltare durabilă, așa. Ei, acum suntem aici să o facem pe asta care o avem. Doi, dumneavoastră a avut o inițiativă foarte bună în 2010. Din câte mi-aduc aminte, o broșură, luați-o și mai răsfăiți-o, am văzut-o eu de mai multe ori și nu știam ce să fac, să plâng sau să râd, pentru că dumneavoastră v-ați făcut treaba. 104, mi se pare, 104 indicatori au fost identificați și după aceea nu s-a prea întâmplat nimic, da? Și colegele, când le-am întrebat, bun, din 104, cât putem noi măsura, așa cum a spus dumneavoastră, în jur de 30-35. Deci, haideți să o facem acum, haideți să o facem. Deci, împreună, ceea ce putem canaliza spre dezvoltare durabilă, dar așa cum e, știți, în bancul cu căuta unul sediu securității în 89 și zice, domnule, unde e securitatea, sediu securității? Peste tot, peste tot. Ei, noi suntem peste tot acum, dar în sens pozitiv, sper, dezvoltarea durabilă, da? Suntem peste tot. Păi haideți atunci să profităm de această oportunitate, să discutăm cu societatea civilă, dar să vină ei cu propuneri concrete, da? Deci avem acum nu știu câți indicatori. Trebuie să vină colegii să spună, domnule, pe social, uite, avem nevoie de 10 date care nu se pot obține acum. Deci haideți să vedem. Eu propun cu domnul Tuță deja continua discuțiile foarte repede să și instituționalizăm, dar să și avem o discuție pe obiectul acesta separată, în care fiecare poate să vină cu ceea ce are deja pregătit și, evident, atunci punem cap la cap ceea ce putem face, ceea ce la nivelul UAT-urilor facem un parteneriat cu ei, repet, dar în acest proiect va trebui să mișcăm lucrurile, că după aceea va fi mai dificil, dar până atunci vom avea un alt proiect din 2023, da? Un alt proiect și vom continua. Deci, da, aici suntem, ne aud toți cei care sper la nivel de experți care sunt parteneri și vom pune țara la cale, sper. Mulțumesc, domnul președinte. Nu știu, Carmen, ar trebui, avem o întrebare, în ce măsură procesul de analiză a disponibilității datelor ați avut în vedere nivelul de dezagregare a datelor pe diferite criterii, inclusiv a existenței datelor referitoare la copii? Într-o foarte mare măsură am avut în vedere dezagregarea. Tot felul de dezagregări. Am încercat să culegem date
până la nivel de județ, acolo unde evident au fost posibile și în continuare o să încercăm să lucrăm pe aceste dezagregări. Știți că și la nivel global dezagregarea este o mare problemă. Evident că și pe vârste am cules date și pe sexe. Principal, acestea au fost ca dezagregări urmărite în principal. Și am mers și pe indicatori care nu sunt la nivel național, de exemplu, cum ar fi indicatori legați de situația din Delta Dunării, care se referă doar la o anumită zonă a țării. Da, am avut în vedere foarte mult dezagregările. Mulțumesc! Mulțumesc! Voi să intervine. E încă o întrebare dacă avem noi o colaborare, cred că noi cu Ministerul Digitalizării, evident că avem. Așteptăm și noi hotărârea de guvern care va definitiva structura Ministerului Digitalizării. Am avut o discuție scurtă cu domnul Telemann, ministrul Telemann, deci da. Domnul vicepreședinte al Institutului Național de Statistică, domnul Marian Chivu, vrea să intervină, poftiți. Domnul Chivu? Lui a spus că nu se poate conecta în camera de așteptare. Ok, atunci să dăm cuvântul, am înțeles, să dăm cuvântul, nu știu, să vedem dacă puteți rezolva din punct de vedere tehnic. Ar vrea domnul profesor Benedek Iosef, de care am amintit, să intervină de la Cluj. Poftiți, domnul profesor. Vă mulțumesc foarte mult. Doresc să aduc la cunoștință întregii comunități din România care se ocupă de dezvoltarea durabilă că zilele trecute am publicat un studiu realizat prin efortul a 5 colegi, a fost o muncă de un an. Rezultatul principal este calcularea a 90 de indicatori de dezvoltare durabilă pentru toate UAT-urile din România. Asta înseamnă 3181 de comune, orașe și municipii. Avem calculate 90 de indicatoare, o parte din acești indicatori ne aparțin în totalitate pentru că am folosit senzori de mediu, deci informații provenite de la senzori de mediu, respectiv din observații terestre, adică din imagini satelitare. Asta înseamnă un nivel de dezagregare maxim, mai jos nu putem coborî, la nivelul satelor nu putem coborî, dar cred că este ceva care poate fi util. De asemenea, am calculat indicele global al dezvoltării durabile pentru fiecare UAT, adică pentru 3181 de entități teritoriale. Am calculat indicii specifici de dezvoltare durabilă pentru fiecare obiectiv, deci avem 17 indici specifici fiecărui obiectiv la același nivel de dezagregare. Îmi place cifra aceasta, o repet, 3181 de UAT-uri. Și în final am realizat dashboard-ul pentru fiecare UAT. Deci putem, bineînțeles, în studiu nu am publicat 3181 de dashboard-uri, am luat numai modele, dar avem un algoritm de calcul automat care poate genera dashboard-ul pentru toate aceste UAT-uri în câteva minute. De asemenea, ne-a fost foarte facil, având datele la nivel de UAT, să agregăm datele și la nivel de județ. Adică, în prezent, putem calcula și am calculat, am publicat în acest studiu, iarăși, indicele globale al dezvoltării durabile, cei 17 indici specifici fiecărui obiectiv pentru fiecare județ din România și, bineînțeles, și pentru municipiul București. Și vă stăm la dispoziție, vă trimit datele, am trimis studiul în extenso chiar în aceste minute către Departamentul de Dezvoltare Durabilă. Avem baza de date instalată la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și, desigur, la solicitarea UAT-urilor putem punem la dispoziția lor dashboard-urile
putem pune la dispoziție valorile indicatorilor și putem face și un scurt comentariu pentru că dashboard-ul e destul de complicat și ca să facilităm înțelegerea lui, putem face și un scurt text. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc și vedeți că se poate. Deci dacă e o echipă pregătită și chiar felicit colegii de la Cluj, eu credeam că deja avem pus pe site-ul nostru, dar în fine, probabil era varianta mai scurtă, o punem pe site, varianta în extensul și sigur vom mai discuta foarte mult și cu colegii și cu domnul profesor și în Consiliul Consultativ și când pregătim pe 2030. Deci da, la autorități locale, așa e un comentariu, se înțelege puțin pe noțiunea de dezvoltare durabilă. Corect, așa e. Au bifat așa că trebuia să menționeze, dar atât și nimic mai mult mulți. Nu e adevărat că unii nu. Deci sunt exemple extraordinar de pozitive și orașe mai mari, și orașe mai mici, chiar comune, care au utilizat aceste percepte pentru a accesa proiecte. Deci noi venim cu acest ghid orientativ, am spus, ca să îi sensibilizăm. Ok, deci e un reprezentant viitor plus Asociație pentru Dezvoltare și Recicleta, zice că, așa e, la pagina 123, consum producție durabil, apare o scădere în 2018 a ratei de reciclare de la 14 la 11. Cunoașteți motivul acestei scăderi? Ei, deci am mai fost pe acolo, pe la acest minister, consider că s-a făcut foarte puțin, din păcate, în ceea ce privește reciclarea și acum am avut o primă discuție cu domnul ministru Tanțoș. Într-adevăr, trebuie să dăm răspunsuri și probabil din cauza unui management defectuos în multe locuri nu se reciclează, e o altă problemă, ce raportează și ce se reciclează în mod practic, dar sunt colegi, sper, și de la Ministerul Mediului și au auzit. Alte intervenții, dacă sunt... Ok. Ștefania, am scăpat ceva sau am referit la toate întrebările? Aproape toate. Între timp pe Facebook a mai venit întrebarea dacă studiul domnului Benedek este public și poate fi consultat și... Păi s-a primit răspuns. Da, s-a primit răspuns. Așa. Care va fi structura Consiliului Consultativ, ponderea reprezentanților din administrație, mediul privat. Nu avem o asemenea repartizare a locurilor, încercăm pe cât posibil, deci când va fi procedura, sper zilele acestea, semnată pentru a anunța pe site-ul nostru, va fi liber, deci va fi două etape, vor fi una de dosar, și dosarul este, vreau să vă spun, strict, destul de strict, adică trebuie să, cel care vine, trebuie să demonstreze că a făcut ceva sau ceva mai mult pe zona aceasta, deci inclusiv universitar sau lucrări și alte, deci e un punctaj. Și după punctaj va fi un interviu și noi sperăm să încercăm, dar asta e aleatoriu în momentul de față, nu am vrut să impunem, era prea birocratic, să avem pe fiecare o de sper, oameni pregătiți, dar asta este în funcție de cum vor candida. Și după aceea vom avea o primă întâlnire, vom avea pe fiecare ODD, încercăm unul, doi oameni și după aceea vor fi și unele comisii unde vor intra și reprezentanții ai societății civile, a mediului privat, acolo deja putem să aprofundăm, dar sper că va fi și funcțional, pentru că avem exemple negative, din păcate, de multe ori. Bun. Acestea fiind zise, extraordinar. Știți cât e ceasul? 12:30. Când trebuia să terminăm? 12:30. Deci eu vă mulțumesc tuturor și o să ne revedem, sigur. Folosiți-ne, aveți site-ul, avem
un site al proiectului, avem foarte multe date, numai trebuie să le punem cap-coadă și fiecare să-și facă treaba și să fim mai durabili, mai sustenabili. Vreau să vă spun, știu unii din colegi, la fiecare sfârșit de întâlnire, așa, și să vedem, wow, suntem la 94 de participanți. Deci înseamnă că totuși a fost, sper, interesantă această întâlnire. Haideți să ne luăm rămas bun într-un spirit sustenabil, da? Și să spunem cu toții, număr până la 3, ridicăm așa mâinile, știți cum e, cu critică mes, ridicăm bicicleta în semn de protest că, domnule, să fie mai multe piste pentru biciclete. Acum nu în semn de protest, ci în semn de solidaritate pentru dezvoltare sustenabilă, da? Da? Sunteți de acord? Ok. 1, 2, 3. Haideți! Da. Ok. Vă mulțumesc foarte mult. Suntem pentru o dezvoltare sustenabilă, viață durabilă, sănătate tuturor și să ne vedem cu bine. La revedere! La revedere! Toate cele bune! La revedere! 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 Nu mai baterie, mai rău de 30% de baterie. E de nu stemă. Unde sunt închid? Liber meeting, părăsești meeting-ul. Thank you.